Dragii mei, iată un fel mai neobișnuit de a învăța istoria. Dar mai întâi să mă prezint. Mă cheamă Neagu Giuvara, am trăit în exil în tot timpul regimului comunist, ca să scap de pușcăria care mă aștepta aici, și așa am colindat prin multe țări. Prin Franța, Suedia, Germania, apoi ani îndelungați în Africa la sud de Sahara. Am mers de numeroase ori în Statele Unite și în Canada, dar preocuparea mea a rămas neîncetat istoria țării mele și a neamului meu. Și când vezi lucrurile mai de departe, când observi felul în care alte popoare se judecă pe ele însele, deodată trecutul tău capătă parcă o altă coloratură, parcă îl înțelegi mai altfel. Și iată că de 6 ani, după Revoluția din decembrie 1989, sunt iarăși printre voi. Mai e ceva. Vă dați seama din ce auziți la radio, din ce vedeți la televizor, din conversațiile adulților din jurul vostru, că trăim o epocă globală, adică o vreme de interdependență între toate țările din lume, atât pe plan economic, cât și pe plan cultural și pe plan politic. Deci e mai important ca oricând să cunoaștem bine istoria noastră în legătură cu toate țările vecine și cu tot continentul nostru. Dar să știți că nu numai de azi, ieri, suntem în legătură cu celelalte națiuni, ci de la începuturi. Nu poți înțelege cum s-a întemeiat Țara Românească sau Moldova, ce s-a întâmplat cu românii din Transilvania sau din Banat, ce s-a întâmplat cu frații noștri mai îndepărtați, răzlețiți prin Macedonia, Grecia, Albania, dacă nu legi istoria asta a românilor de istoria popoarelor vecine. Bulgarii, sârbii, ungurii, polonezii, mai târziu și turcii și rușii. Și încă o remarcă, și apoi începem povestirea propriu-zisă. Nu mai sunteți copii cărora să li se povestească basme frumoase, să li se culeagă din trecutul nostru numai paginile luminoase, faptele mărețe. Sunteți pe cale de a deveni adulți și vă e sete să cunoașteți tot trecutul, așa cum a fost. Deci și părțile lui întristătoare sau chiar tragice, că doar, cum spune cronicarul, suntem în calea tuturor răutăților. Și să știți că nimic nu servește mai bine patria noastră decât cunoașterea sau recunoașterea adevărului, pe cât poate omul să-l deslușească, fiindcă adevărul adevărat, tot adevărul, numai Dumnezeu îl cunoaște. De aceea, să nu vă mire dacă adesea voi spune eu cred că, sau unii autori sunt de părere că, alții sunt de părerea contrară, sau istoricii maghiari susțin că cu tare lucru, bulgarii pretind că, etc., etc. Asta, repet, ca să știți că un adevăr incontestabil, un adevăr absolut, de cele mai multe ori nu-l putem atinge. Tot ce putem face și trebuie să facem e să fim de o cinste intelectuală absolută. Așa servim adevărul și, în consecință, așa servim și țara. Acum să trecem la muncă. Dar mai întâi de toate, fugiți după un atlas sau o carte de geografie și deschideți-o la pagina cu harta fizică a României. Vă aștept! Thank you.
Așa, aveți acum harta României sub ochi. Vedeți cum arată podișul Transilvaniei. E foarte interesant cum țara asta a noastră, a României, este deci un fel de mare cerc în jurul Transilvaniei. Ei bine, acolo s-a născut neamul românesc din antichitate, ca să-i zicem așa. Cine locuia acolo pe podișul Transilvaniei acum vreo 2000 de ani? Că înainte n-o să încercăm să știm cine a fost mai înainte. Acum vreo 2000 de ani au venit acolo, venind de la răsărit, de unde este acum Ucraina, au venit niște neamuri aparținând ce se numește rasei indo-europene. Și iertați-mă că am spus rasei, de fapt nu este o rasă, adică să fie toți oamenii la fel. S-a crezut asta în veacul trecut, că indo-europenii semănau toți cu scandinavii, că erau înalți, blonzi și cu capul dolicocefal, adică ca un ou când te uiți de sus. Nu e adevărat. Indo-europenii sunt o limbă, dar acolo au fost fel de fel de popoare care în timp de mii de ani, trăind împreună, au ajuns să vorbească aceeași limbă. Și din limba asta indo-europeană, care s-a revărsat încetul cu încetul asupra Europei întregi, împingând sau contopindu-se cu alte neamuri mai vechi care erau acolo în Europa, s-au născut aproape toate popoarele care trăiesc astăzi în Europa, afară de foarte puține rase mai vechi care au rămas dinaintea venirii indo-europenilor sau care au revenit după ei. După ei cine ar fi venit? Păi de pildă finlandezii, ungurii sau turcii. Și dinainte cine au rămas? Foarte puțin. Dinainte se pare că n-a rămas decât baștii. Ați auzit vorbind de baștii, care este o parte la sud-vestul Franței și la nord-vestul Spaniei. Ăștia sunt niște locuitori ai Europei dinainte de venirea indo-europenilor. Deci de acum mii și mii de ani. Și de altfel și sicilienii în sudul Italiei, iar așa se spune că sunt niște locuitori care erau înainte de venirea indo-europenilor. Și dintre acești indo-europeni, o ramură s-au numit getodaci. E același lucru. Unii le-au spus geți, alții le-au spus daci. Și la sud de ei erau traci. Mulți istorici cred că getodaci erau o ramură a tracilor. Astăzi se pare că nu e chiar așa adevărat. Era ver primar cu traci. Dar limbile, puținul cât a rămas din aceste limbi, nu se potrivesc 100%, nu avem aceleași nume de localități, nu avem aceleași nume de regi ca tracii și nici ca ilirii. Deci, un neam oarecum erau acest getodaci, alt neam erau tracii mai la sud, unde e Bulgaria și Turcia de azi, și alții ilirici mai la vest, unde a fost Iugoslavia. Cam asta este harta Europei până la, hai să spunem, 500 înainte de Hristos, și până la 100 înainte de Hristos. Și aceste triburi getodace dintr-o dată se unesc sub un singur rege pe care îl cheamă Burebista. Și e prima dată că strămoșii noștri apar în istorie ca uniți și având un rege puternic care îndrăznește să se lupte cu Roma. Hai să vă spun acum cine sunt romanii. S-a auzit de atâtea ori cine sunt romanii. Romanii sunt un popor, tot așa, indo-european, stabilit în Italia, în Italia de astăzi. Și au pornit de la un oraș, Roma, al cărui înconjoar se cheamă Latium, de unde cuvântul de latin. Și în 3-400 de ani, acești țărani din jurul orașului Roma, închipuiți-vă că încetul cu încetul construiesc o adevărată împărăție, cea mai mare care a fost vreodată până atunci în lume. Cuceresc încetul cu încetul toată Italia mai întâi, pe urmă Spania, pe urmă Galia, pe urmă o parte din Africa. Ați auzit vorbind la școală, poate, de luptele dintre romani și cartaginezi. Cine erau cartaginezii? Cartaginezii erau de rasă semită, deci